politică de recomandare. Și tot ei trebuia să citească că la articolul 9 din același de data prezentului decret se abrogă orice dispoziție contrară. Să prezintă celebra singura care a devenit înaltă și pot să impresioneze alții. Zice, acum, la bătrânețe, am învățat, am găsit două instrumente de mare. Vă mulțumesc, Adrian! Spuneți-ne, vă rog frumos, impresiile dumneavoastră despre ceea ce ați văzut astăzi aici, la Reșița. Un eveniment de excepție, cu multe lucrări bune. Am stat asupra lor îndelung, am puntat câteva dintre ele cu potențial. Știți foarte bine, una din ele am adus în aminte pe pictorul Florin Nicoliu. Este vorba chiar de soția dumneavoastră pe care am felicitat un actul pe ziua ei.
o lucrare excepțională de peisaj. La început, după cum v-am spus, aș vrea o casă de cultură sau un muzeu să poarte numele pictorului Vitalis Cojocaru, pe care l-a iubit foarte mult. Reșița are pictor foarte bun, dar este remarcabil că prin grija dumneavoastră ați impulsionat, i-ați trezit un pic pe colegii din Reșița pentru un eveniment foarte frumos ca cel de astăzi, aici. Și vă îndemn a mai face lucruri din astea. Am văzut că ați încurajat tinerii. Spuneam că în artă nu există precocitate, spre deosebire de muzicanți. Și aminteam aici de Enescu, nu? Care spunea despre Bach, că Bach este pâinea mea de zi cu zi. Făceam amintire și aplecare înspre muzeu, spre întoarcerea înspre natură. E un lucru foarte bun, se poate face educație în acest fel și repet cele trei mari instituții ale cunoașterii, muzeu, atelierul și biblioteca. Sigur că alteritatea ofertelor îmbogățește oferta culturală și în zona Banatului, care are un potențial uluitor în artă, muzică, știți, la Gărâna, festivalul, aici e un loc, un centru al artelor ar putea fi, un centru internațional al artelor, zona de la Brebunov, Gărâna, Trei Ape, ce să mai zic, Semenic, este chiar o casă a artelor, natură. Vă aștept ca să organizați o tabără de creație și poate facem un muzeu în Bocșa, un muzeu artelor, chiar dacă aveți unul, să-l îmbogățim. Eu promit că aduc lucrări și voi dona lucrări pentru Muzeul de Artă Contemporană la Bocșa, pentru că știu că în orașele mici să pot face lucruri serioase, temenice, mult mai ușor decât în metropole. Mereu aduc aminte că la Lipova, prin aportul Varga, Pictor Vasile Varga și Elena, s-a înființat una din cele mai mari colecții muzeale de valoare, nu prin mărime, ci prin aport. Prin colecția lui Andreescu, prin arta franceză, tot ce are, iată un muzeu din Lipova, prea puțin cunoscut de România și același lucru s-ar putea întâmpla în Burg, că bine a spus, în Burgul în care activați și sunteți director la Casei de Cultură de acolo și vă repet, ar fi bine ca toate instituțiile culturale din România să aibă manager ca dumneavoastră. Un om aplicat înspre cultură, un om cu limbaj, un om care iubește arta și înțelege repede că nu-i timp de pierdut, pentru că ministerele sunt prinse și au alte urgențe, cum bine știți, reglementări juridice aduse, norme legislație, să se împace aceste uniuni, abia aștept să se reglementeze juridice. Suntem deschiși cu dragoste înspre creație, înspre scritori pe care le doresc succes la tinerii, aripa reformatoare, Dan Cipariu Teodorescu și Iaru, am numit doar trei dintre ei, cei excluși, care nu-i poate exclude nimeni niciodată, că vreau să spun, examenul acestei uniuni de tradiționale s-au dat prin stagiatură și titularizare. E ca și o diplomă de licență. Ea nu poate fi retrasă de nimeni, rămâne pe viață, pentru că atunci cei care spun că aceste titluri sau calități ar putea fi retrase, atunci le vom contesta notele la purtare, să nu spunem diplomele la licență. Vă felicit încă o dată și vă mulțumesc și sunt bucuros că am venit în Reșița, să salut Reșița și să-i recomand domnului primar să ia o inițiativă în Consiliul Local pentru ca măcar o stradă să poarte numele pictorului Vitalis Cojocaru, pe care l-am iubit și este prea puțin cunoscut în România. O nouă reîntâlnire cu publicul reșițean, de data aceasta sub egida UAP Sucursala Bocșa. Cum a fost expoziția de astăzi? Eu sunt încântat de rezultatul acestei expoziții. Suntem o grupare tânără, nouă, doar eu sunt ceva mai tânăr. Mai cu experiență, nu în vârstă. Încă n-am 70, am 42 de ani de când sculptez și am găsit în grupul ăsta de la Bocșa un loc potrivit și sunt foarte mulțumit de colectivul pe care l-am găsit aici. Eu am lucrat și cu Gaidu și cu Adrian Drăguț, Dumnezeu să ierte, și cu
Uliță și cu Marcu, îi știu pe toți din Bocșa. Bocșa a fost o filială a noastră, a Reșiței. Și dacă noi reluăm și revigorăm prin Elena Hăbușescu, că ea are, văd, îmi dau seama că are elan și chef de lucru, e foarte bine lucrul ăsta și s-ar putea să facem o grupare care să dăinuie. Doamna Elena Hăbășescu, prima expoziție colectivă UAP Sucursa la Bocșa. Cum a fost expoziția de astăzi? Eu zic că a fost foarte reușită, pentru că avem lucrări frumoase, lumea a apreciat lucrările. Sigur, nu cred că vreo expoziție este nereușită, nu se poate să fie nereușită o expoziție. Cum vedeți viitorul UAP Sucursa la Bocșa? Avem viitorul, după câte am înțeles și la domnul Mârza, o să avem viitor pentru că prin uniunea care a înființat-o a dat voie artiștilor să iasă la lumină. Pentru că au fost foarte mulți artiști buni care n-au avut posibilitate să se scrie într-o uniune, să-și organizeze o expoziție. În grup este mult mai ușor să-ți organizeze expoziția și eu cred că o să avem un viitor, cel puțin cei care vin din urmă o să aibă viitor. Saliuț, prima expoziție colectivă, chiar într-o zi specială. Cum a fost expoziția de astăzi? Pentru mine, un eveniment fericit de-a dreptul. Este într-adevăr premieră și mă aflu printre artiștii cu exponatul, cu picturile mele, nu așa de multe, mă aflu între artiști consacrați și bine cunoscuți și pe care eu îi admir și îi apreciez foarte mult. Deci pentru mine este o onoare acest lucru. Mergem? Prima expoziție de artă plastică în timpuri plastice ale UAP Sucursala Bocșa a avut loc aici, la Reșița, la Muzeul Banatului Montan și avem deosebită bucurie alături de Uniunea Artiștilor Plastici Sucursala Bocșa, de Muzeul Banatului Montan din Reșița, ca și noi, cei de la Casa Orășenească de Cultură din Bocșa, să fim organizatorii acestui eveniment. Pe lângă pictorii consacrați, au fost și câțiva care au avut în premieră o expoziție colectivă, dar bucuria noastră cea mai mare este că viitorul artelor plastice din Bocșa este asigurat aici, la această expoziție, expunând și doi tineri cursanți ai Școlii Populare de Arte și Meserii Române din Reșița. Și ne bucurăm că aici, la Reșița, am încercat să promovăm o parte din artiștii bănățeni. Da. Dacă îi spunem da. Așa, așa. Haideți. Ia uite, că acum a timp de